La sfârșitul acestei săptămâni, în zilele de sâmbătă și duminică, pe platoul Grui, la granița municipiului Câmpulung cu comunele Bugia de Jos și Bugia de Sus, se va desfășura etapa a treia din cadrul campionatului național de rallycross, cross, competiție automobilistică susținută de primăria și Consiliul Local din comuna Bugia de Sus. Mă bucur că se realizează astfel de manifestări pe raza Comunei Bughea de Sus. Mă bucur că suntem parteneri cu, cu domnii care realizează această activitate. Este un prilej de bucurie pentru toți cetățenii mușelului, până la urmă că noi suntem limitrofi cu Câmpul Lungu și cel puțin pentru bughenii mei este un lucru deosebit. Totodată vreau să spun că e un lucru extraordinar pentru a da un impuls tinerilor ca să mai iasă din preajma calculatorului și a tabletei și să vadă și alte activități. Administrația locală este implicată și financiar în organizarea acestei competiții? Nu suntem implicați financiar decât organizatorii și dăm o mână de ajutor pentru a putea să se desfășoare în bune condiții această activitate a sportului. Organizatorul acestei etape de rally cross este clubul sportiv Chelu Motorsport în Pulung sunt foarte bucuros că pot să organizez a treia etapă în campionatul național de rally cross, cu ajutorul Federației Române de Automobilism Sportiv, inclusiv cu ajutorul domnului președinte Noris Măgeanu. Toți au fost de acord să mă sprijine pentru a realiza această etapă. Am colaborare foarte bună cu primăria de la Bugia de Sus cu domnul primar pentru a organiza această etapă ne-au dat o sprijin, nu sunt de acord pentru a efectua această etapă. Avem 24 de sportivi înscriși până la ora actuală, la patru cluburi care sunt afiliate Federației Române de Automobilism. Programul de desfășurare l-avem sâmbătă, sâmbătă la ora 12 o să ia start prima mașină. Noi o să fim de dimineață, de la ora 9, o să facem verificările tehnice la mașini, o să facem verificările administrative, echipamente la sportivi pentru a fi sigur că se desfășoară etapa în condiții de securitate. După aceea, a doua zi o să fie duminică, prima mașină o să plece la ora 11 și să terminăm etapa cum trebuie. La ora 13 vrem să, facem, să organizăm festivitatea de premiere. Asociația Chelu Motorsport, care o reprezint fiind Alexandru Gorgan președinte, încercăm să facem un lucru bun, să, exact cum a zis și domnul primar, să scoatem tinerii din casă, să ne aducem aminte de timpurile bune când ieșeam la cât un grătar, o să avem un grătar cu mici, cu de toate pentru toată lumea. În ultimul rând să reînodați tradiția sporturilor cu motor aici exact. la Câmpulung. Aici la Câmpulung pentru că la Câmpulung la noi s-a scris istorie, mai ales cu rally cross ul viteză în coastă, am avut campioni, invităm campioni, vreau să... Chem familia lui Dan Mărgescu, care a fost alături de noi și a fost un pilot foarte bun, și avem o premiere în memoria lui, că a fost un om extraordinar, și o să invităm și familia să o premiem și să-și aduc aminte de timpurile bune, să zic așa. Așadar, iubitorii sportului cu motor din zona Muscel sunt aștepta sâmbătă începând cu ora 12 și duminică de la ora 11 pentru a urmări echipajele participante în arena gladiatorilor din cartierul Grui.